Da. Dacă sunt întrebări din public sau doriți să abordăm o temă anume. Thank you, Eminence, for English and I'll translate so His Eminence can understand. Thank you, Your Eminence, for the interesting presentation. Thank you. For most of us, you gave us interesting news. Vă mulțumesc în arhieria voastră pentru frumoasa și interesanta prezentare pe care ne-ați făcut-o. Pentru mulți dintre noi sunt noutăți și vești interesante. De asemenea, also I appreciate the type of in a sense martyrical mission, sacrificial mission that you are doing there. De asemenea, într-un fel, într-o măsură mare apreciez misiunea martirică pe care dumneavoastră o faceți acolo. Because as any of us can imagine, you are in a kind of new context where orthodoxy could be looked at as being somehow in competition with other religions. Pentru că, după cum putem vedea fiecare, sunteți într-un context nou, astfel încât ortodoxia să se afle într-o competiție și într-un conflict cu alte religii locale. My question, one of the I have two questions. One of the questions is related to this type of possible competition. Și am două întrebări. Una dintre ele este legată de acest tip de potențial conflict și competiție în care vă aflați acolo. Is there, did you experience, maybe not you personally, există acolo, ați experimentat, poate nu dumneavoastră personal, any kind of hostility, vreun fel de ostilitate, de reticență, from the part of the locals, din partea localilor care se află în acele locuri? And how do you do, what do you do to overcome such a possible situation? Și cum gestionați un astfel de conflict, o astfel de situație? My second question is also related to hostility and violence, but this time in Egypt, I think one year ago, we had it in the news. A doua mea întrebare este tot cu privire la această temă, dar de această dată în Egipt, și am văzut că acum un an de zile ni s-a prezentat la știri. A few churches were burned. Câteva biserici au fost incendiate by locals. De către locali. And apparently the government did take some measures in order to put down the violence. Și aparent guvernul a luat câteva măsuri pentru a opri aceste violențe. But I don't know if the government is really Dar nu știu dacă guvernul este într-adevăr with a heart for the Coptic Orthodox or if they just apparently take some measures to put down the hostility. Dacă guvernul este de cu inima de parte a bisericii de influență coptă sau într-adevăr sau chiar își doresc să oprească acest conflict care lovește în biserica creștină ortodoxă canonică. Thank you very much. Vă mulțumesc. First of all, in Kenya, first of all. Întâi de toate în Kenya. And generally in Africa. Și în Africa în general. We fall under the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria in all Africa. Suntem sub oblăduirea și sub conducerea canonică a Patriarhului Alexandriei și a întregii Africii. We never compete with other denominations and beliefs. Nu ne întrecem și nu concurăm cu alte denominațiuni și credințe. Our mission is not to collect the masses. The masses, the great amount of people. Misiunea noastră nu este să colectăm masele de oameni, să strângem mulțimile. We never do what we call proselytism. Nu facem niciodată prozelitism religios. But we allow everyone to come willingly to the Orthodox faith. Și le permitem tuturor să vină de bună voie la Biserica Ortodoxă Canonică. As Christ said, those who willingly want to follow me will follow me. Așa cum spune Hristos, cei care doresc să mă urmeze mă vor urma. Of course, there are denominations in Kenya and Africa which are predominant. Sigur că sunt denominațiuni în Kenya și în Africa ce sunt majoritare. Which are Catholic, Protestant, Pentecostals. Catolici, protestanți, pentecostali. Our Orthodox Church is never advertised as a church. Biserica noastră ortodoxă nu este niciodată propovăduită ca o biserică. It is more informative to inform people.
este mai mult să-i informeze pe oameni, să-i înștiințeze pe oameni through the media that we have today, prin mass media pe care o avem astăzi, so that they may be aware of the work which is done, astfel încât să cunoască lucrarea noastră de mântuire pe care o facem. We are not a church of faith which is closed behind locked doors. Nu suntem o biserică închisă, care se află în spatele ușilor închise. We are faith from the first century. Suntem creștini din primele veacuri. And Christ said that we have to become a light to people. Și Hristos spune că trebuie să ne facem lumină lumii. Not to be hidden behind, under a bushel. Nu să ne ascundem după un paravan. But to be a light and to give that light to others. Și să fim lumină și să dărim altora această lumină. Of course, Africa has been colonized by many people. Sigur, Africa a fost colonizată de multe popoare. It is a continent which is rich in minerals. Este un continent bogat în minerale. Unfortunately, those minerals have been taken advantage of. Din nefericire, aceste minerale au fost luate de alte popoare. People have been abused. Oamenii de acolo au fost abuzați. And their wealth taken away. Și bogățiile lor au fost furate. We know that in governments or religions, it is not perfect. There is no perfection. Știm că atât în guverne cât și în religiile de pe glob nu există perfecțiune. Whether it is for benefit or corruption or any other negative means. Există și oameni care își caută beneficiile personale, există și corupție. As an Orthodox Church, dar ca biserică ortodoxă, what we try to convey and teach to people, ce încercăm să transmitem și ce încercăm să învățăm pe oameni, is that we are not there to take advantage of them. Este că noi nu suntem acolo ca să profităm de ei. We are not there to colonize them. Nu suntem acolo ca să îi colonizăm. But under the name Greek Orthodox Church, ci sub umbrela bisericii canonice ortodoxe, which starts from Saint Mark the Apostle, care începe cu Sfântul Evanghelist Marcu, and who wrote the Gospel in the ancient Greek, care și-a scris Evanghelia în greacă veche. We are there to serve. Noi suntem acolo ca să slujim. We leave our homes, our families, the world that we know. Ne părăsim casele, familiile, părăsim lumea noastră obișnuită. And we go to serve the people. Și ne ducem să le slujim oamenilor. And when we show them love, și când le arătăm dragoste, they respect this. Ei ne respectă. Even though we may not be able to speak their local language, chiar dacă nu reușim să le vorbim în limba locală, we have the language of love, as Saint Paul says. Avem limba dragostei, limba iubirii, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Now in Egypt, because it is in the region of the Middle East, cu privire la a doua întrebare a Sfinției voastre, în Egipt, pentru că este în zona centrală și de est. It is always a place and region of tension. Este întotdeauna o zonă de conflict și de tensiune. History has taught us this. Istoria ne-a arătat acest lucru. That between the different denominations and religions, whether they are Coptic or Muslim or anything else, că între diferitele denominațiuni și religii, fie că sunt copți, fie că sunt musulmani, we as a church always try to have good relations with them. Noi ca o biserică ne străduim întotdeauna să avem relații bune cu toți. When the great Alexander went to Alexandria, când Alexandru cel Mare a intrat în Alexandria, he conveyed the language, le-a adus limba lui, and tried to teach the people to embed in them good things. Și a încercat să învețe pe oameni și să-i ajute să dobândească învățătura cea bună. So that they may be free-willed people. Astfel încât să fie oameni liberi. The same as the empire, the Byzantine Empire with Constantine the Great. Așa cum s-a întâmplat și în Imperiul Bizantin cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare. He allowed the freedom of the people to venerate their God, the Christians. El a dăruit libertate oamenilor, creștinilor, ca să își venereze Dumnezeul lor. So we see the world that we are living in. Așadar vedem lumea în care trăim. Whether it is today the Ukraine, ce se întâmplă acum în Ucraina, or the Middle East, sau în Orientul Mijlociu, or other continents, sau pe alte continente. Unfortunately, in 100 years, the world has gone through 2 world wars. Din nefericire, într-o 100 de ani, lumea a trecut prin 2 războaie mondiale. We as a church always pray for peace. Noi ca biserică ne rugăm întotdeauna pentru pace. And never war. Și niciodată nu susținem și nu promovăm războiul. My home island, where my parents derived from Cyprus, has been under foreign rule many times. Țara mea natală, Cipru, a fost sub stăpânire străină de multe ori. And even Greece as well. De asemenea și Grecia. But the faithful have always been able to keep their faith and religion. Dar credincioșii au reușit mereu să-și păstreze credința și religia. So we speak to the political powers of this earth, the authorities. Așadar ne adresăm stăpânirii politice a acestei lumi. And the religious powers.
și întâi stătătorilor religioși to work together to bring about peace in the world. Să lucreze împreună ca să restabilească pacea din lume. And this is the aim of our church. Și aceasta este imnul, aceasta este obiectivul bisericii noastre. Tell us please, Your Eminence, yes. If you will... Aș vrea să-l felicit și eu pe înalt preasfinția sa. I would like to congratulate Your Eminence. Și să îl întreb totodată. And also to ask you. În țara noastră, după Revoluție, in our country, 99, after the revolution in 1989, when communism fell apart, foarte mulți români au părăsit granițele țării. Many Romanians left the country. Pentru a-și găsi un trai mai bun. To seek for a better life. Ulterior, noi am interpretat asta ca o pierdere pentru țara noastră. Further on, we understood this as a loss for our country. Pentru că foarte mulți oameni bine pregătiți părăseau România și inclusiv pe economia țării noastre. For many skilled people left Romania and our economy had to suffer. Exact. Și dacă ne gândim unde s-au dus în țări precum Italia, Spania, Franța, if we think on the countries where they left, Italy, Spain, France, United Kingdom, countries which are not Orthodox, mergând ulterior și vizitând aceste țări, as I went there and I visited these places, I speak about myself, I tried to see where people go on Sundays at the church. And looking on the internet, I found such Orthodox churches. Finding that they were transformed from Catholic or Protestant churches into Orthodox churches. And I asked myself if this had not been the work and the will of God. That the Romanian Christian Orthodox people să facă apostolie pe aceste tărâmuri. May do an apostolic work on these lands. Și să aducă o mai mare valoare adăugată poporului român. And to bring a higher value to the Romanian people, ceea ce privește? Ceea ce privește divinitatea. Regarding the Romanian people, the relationship of the Romanian people with God. Avem mult mai mult de câștigat spiritual decât economic. We have more to gain spiritually than economically. Da, cam asta. Ce părere are dânsul despre... What do you think about the situation of the Romanians that left the country and do a mission in other parts of the world where they bring their Orthodox Church and spread the gospel of Christ there? Yes. Can you speak on that, please? Mm. Thank you. From the history and the short time that I've been in Romania. Din ce ne spune istoria și din ce am constatat în scurta mea perioadă de când sunt în România. It is evident to global communities. Este evident că există o comunitate la nivel mondial. That Romania has been a country of empires. Și că România a fost o țară care a fost say that again? Of empires. The empire. The empire in okay. Romania. Okay, a fost o țară care a fost un regat. A country of kings and queens. O țară în care ați avut împărați, regi și regine. It has been through difficult and easy regimes. A trecut prin regime de opresiune și prin vremuri mai ușoare. But I understand what it means to be an immigrant. Dar înțeleg ceea ce înseamnă să fii imigrant. For someone to leave their home country and go to a foreign country. Pentru cineva care a plecat din țara natală și s-a dus într-un loc străin. But I know from Cyprus. Dar știu din Cipru. Where there are a number of many Romanian people. Unde sunt mulți români. When we see them at church. Când îi vedem la biserică. They are always very pious. Întotdeauna sunt foarte evlavioși. And they bring with them their Orthodox faith. Și își aduc cu ei credința ortodoxă de influență română. And even on the ancient historical Mount Athos. Și chiar în Sfântul Munte Athos. We have the Romanian community. Avem comunitate românească. Or in any other country in Europe or abroad. Sau în orice altă țară din Europa sau de pe alt continent. And this I can say from my own experience. Asta pot să spun din perspectivă proprie. Because from my ancestors as well who left their country. Pentru că și
strămoșii mei și-au părăsit țara lor during difficult times, în perioade de opresiune, în vremuri grele, within Asia Minor or other areas, fie că au plecat în Asia Minoră sau în alte locuri, many times the only thing they took with them was an icon of Christ or the Mother of God. De multe ori tot ce au luat cu ei a fost o icoană cu Mântuitorul sau o icoană cu Maica Domnului. Not even a suitcase. Nici măcar o valiză. But when the children left home and they went far away from their parents, dar când copiii au plecat de casă și s-au îndepărtat de părinții lor, if it was with one suitcase, dacă a fost cu o singură valiză, they always went with the blessing of their mother. Întotdeauna a plecat cu binecuvântarea mamei lor. And it was this blessing of the mother, și această binecuvântare a mamei, which helped them to make families, care i-a ajutat să-și întemeieze familii, and children and grandchildren, să nască copii și să aibă nepoți și strănepoți. And they took them from their hand, și au luat de mânuță, and they took them to church on Sunday, și au dus duminica la biserică, așa cum se întâmplă cu românii din diaspora, even though the children did not understand, chiar dacă atunci copilașii n-au înțeles mare lucru, and they took the small infants to be baptized, dar și au dus pe copii, pe nou născuți, să fie botezați. So this is what it means to be Orthodox. Asta înseamnă să fii ortodox. It is what it means to be Romanian. Asta înseamnă să fii român. And we know that our life on this world is passing. Știți că și știm că viața noastră în această lume este trecătoare. It is very brief. Este foarte scurtă. Our humanly life is here. Viața noastră omenească este aici. But our destination is elsewhere. Dar destinația noastră este alta, este împărăția lui Dumnezeu. But our heavenly life starts from here. Cu toate acestea, viața noastră cerească începe de aici. If you could say something about the experience that you found in the church, about when you served here, just a few words. My small experience that I've had here in Romania from the churches, the beautiful churches and monasteries. În scurtă mea experiență pe care am avut-o în bisericile și în mănăstirile din România. But also my humble knowledge of the theological schools. De asemenea, puțina mea smerita mea cunoaștere teologică is the future of Romania and the future of Orthodoxy. Este că ceea ce aveți dumneavoastră aici, puținul pe care îl cunosc eu despre școlile teologice din România, este viitorul acestei țări. Because our church and our world needs good theologians. Pentru că biserica noastră și lumea aceasta are nevoie de teologi buni, valoroși. Not only with the knowledge of theology. Nu doar cu acea cunoștință practică, but with a spiritual knowledge. Și cu această cunoștință spirituală. So there may be spiritual guides to people. Astfel încât să fie călăuze duhovnicești către oameni. Because the world has many theologians. Pentru că lumea are mulți teologi. But very few spiritual theologians. Dar foarte puțini trăitori, foarte puțini teologi înduhovniciți. So when I go back to my diocese in Kenya, când mă întorc în eparhia mea în Kenya, I will go to the small children. Mă voi duce la copiii cei mici, who have an innocent smile, care au un zâmbet nevinovat, but it gives us the strength to wake up every morning, și care îmi dau imboldul pentru a ne trezi în fiecare dimineață. And when they ask me about my experience in Romania, și când mă vor întreba și când mă întreabă despre experiența mea din România, I will tell them of the beautiful churches and monasteries that I saw. Le voi spune despre frumoasele biserici și mănăstiri pe care le-am văzut. But more the spirituality and the warmth of the Romanian people. Dar mai mult despre spiritualitatea și căldura sufletească a românilor. Mai avem o întrebare în spate, vă rugăm. Mulțumesc. Considerați că acceptarea istoriei este un criteriu important în dezvoltarea spiritualității, chiar în dezvoltarea social-economică a unui stat? Your Eminence, do you believe that the acceptance of our history is an important factor in the future of our church and of our country and of our nation? Yes, of course. Because people without a history, oamenii care nu au o istorie, un popor fără istorie, are a people without a future. Este un popor fără viitor. So cherish your history. Așa că prețuiți-vă istoria. Because you have a beautiful history. Pentru că aveți o istorie frumoasă. And we cherish the good and the bad. Și noi le avem și ne bucurăm și de cele bune și de cele dureroase. Because it teaches us to be stronger in the future. Pentru că ne învață să fim puternici în viitor. Vă rugăm. I've asked these questions because I want to tell you something else. On this place where we have the Archbishopry of Tomis, la sinodele ecumenice reprezentată de un mitropolit pe care l-am avut.
In the Ecumenical Council, we were presented about a metropolitan, Marcus, who was at first synod of Nicaea. The only metropolitan that was here. Please tell us something about your experience, about how you see, how do you see the importance of the recognition of the historical factor of the Metropolitan Marcus, since he was a metropolitan on these places, and he was a member in the first Ecumenical Council 325 in Nicaea. Yes, thank you. How do you see the importance of this historical fact? I'm aware of the Bishop Marcus, who was present in the first Ecumenical Council. Îl cunosc bine pe Mitropolitul Marcus, care a fost membru participant la primul sinod ecumenic. And he played a great role in the council. Și a avut un rol foarte important în acel sinod ecumenic. The first council in Nicaea was one of the most important meetings of the church. Primul sinod ecumenic de la Nicaea a fost unul dintre cele mai importante practic cel mai important. Because it was initial and important in writing the doctrines of the Orthodox Church. Pentru că a fost a stabilit pionieratul în stabilirea doctrinei și învățăturii de credință din Biserica Ortodoxă. But also from the ancient martyrs, and I visited a church some days ago. Dar sigur de la martirii din primele veacuri, pe care ale căror moaște le-am găsit în bisericile pe care le-am vizitat în zilele trecute. With the four ancient martyrs, Philippos, Zoticos. Da, sfinții mucenici Filip, Zotica, Talatos și Camasie. And other great ancient martyrs where the relics are found in the monasteries and churches. Și alți sfinți martiri ale căror sfinte moaște se găsesc în bisericile dumneavoastră. So all this spiritual, historical and religious history. Toată această istorie spirituală, toată această bogăție duhovnicească pe care o aveți. Is important in the stigma of the Romanian people and their heritage and their church. Este importantă pentru prestigiul poporului român și pentru demnitatea bisericii dumneavoastră. And thus we have to cherish our history. Așa trebuie să ne îmbunătățim și să ne valorificăm istoria. Because it what keeps us alive. Pentru că asta ne ține în viață, asta ne face activi. Today in Egypt, in Alexandria, there are very few Orthodox remaining. Astăzi în Egipt, în Alexandria, există foarte puțini ortodoxi. Most of the young people have left abroad. Majoritatea tinerilor au părăsit țara. It is the elder people who have remained. Doar bătrânii au mai rămas. How are they going to keep orthodoxy alive? Cum vor face ei ca ortodoxia să dăinuiască? We know that through God's grace. Știm că prin harul lui Dumnezeu. And those who come to know orthodoxy. Și aceștia care ajung să cunoască ortodoxia. It is those converts. Este cei care se convertesc la ortodoxie. Who don't know anything about God. Care nu știu nimic despre Dumnezeu. But through media. Dar prin canalele de informare, prin cele pe care le primesc. They want to know what is this orthodoxy. Vor să știe ce este ortodoxia. And they are the ones who keep the future alight. Și ei sunt cei care țin flacăra viitorului aprinsă. So I honor the history of the Romanian saints especially. Așadar, onorez și prețuiesc istoria sfinților de pe aceste meleaguri, a sfinților români. Because it is always the saints of our church who keep our history alive. Pentru că întotdeauna sfinții bisericii noastre păstrează istoria vie. One more question, for you said that you visited several churches. I want to ask you, să readucă în centrul cultural fostele episcopii, că ați spus de importanța ortodoxiei. How strong did your diocese fight to bring back the historical factor, the ancient tradition of your churches, in order to reestablish what you once had on your lands? Și cât de important, dacă au făcut aceste demersuri, cât de importante credeți că sunt pentru păstrarea ortodoxiei? And if they did so, how important do you think it was and it is in order to maintain and to push forward orthodoxy so that the society can have a good spirituality? In order to bring back the historical status that you had in Africa. In Africa and also in Romania. In Africa, what keeps us
Alive is our history. În Africa, pe noi ne ține în viață istoria. And the ancient manuscripts of the ancient fathers of the church. Și manuscrisele din vechimea părinților, biserica părinților primelor veacuri. Our patriarch has managed to finish the museum in Alexandria. Patriarhul nostru a reușit să finalizeze muzeul din Alexandria. Where it keeps the old codices. Unde ține vechi codici. Of the ancient saints and fathers of our church. A sfinților și a părinților bisericești. So it's this history which keeps us alive today. Așadar, doar această istorie ne păstrează în viața astăzi. But also the missionary work which is done in Africa. Dar și lucrarea misionară pe care noi o facem în Africa. Because it is those children who will continue. Pentru că acei copii vor continua lucrarea noastră. The history of our church. Vor continua istoria bisericii noastre. But also through their local languages. Dar și prin limba locală. Keeping in mind to keep the ancient languages alive as well. Ținând în minte să-și păstreze dialectul lor istoric. We are able to cherish our history and honor and respect our future. Suntem capabili să ne prețuim istoria și să ne onorăm și să ne respectăm viitorul. In the same way in Romania, which is such a historical country. De asemenea, în România, care este o țară atât de istorică. Any people with a great rich history. Orice popor cu o istorie bogată. God will not allow it to fade away. Dumnezeu nu va îngădui ca istoria acestui popor să se piardă, să dispară. This is evident in your churches. In your museums. Asta este ce se găsește în bisericile și în muzeele voastre. In the old ancient marble stones which I saw. În vechile ruine ale bisericilor de piatră și de marmură pe care le-am găsit. Because as our ancestors teach us, if we do not speak, the stones of the earth will speak. Așa, pentru că așa cum ne spun înaintașii noștri, dacă noi nu vom vorbi, pietrele vor vorbi, vor striga. But it is in the spirit and the heart of every person. Dar este în duhul și în inima fiecărui om. Through the difficult times that we are living. Ca peste în aceste vremuri în care ne desfășurăm viața, aceste vremuri dificile. And there's so many influences of the world. Și atâtea influențe din lumea largă. Where our young generation and future generations of youth. Unde generația tânără și viitoarea generație. Will live difficult times and many influences. Va trăi o viață dificilă și va avea parte de o influență greu de dus. So it is our responsibility as a church. Așadar este responsabilitatea, obligația noastră ca biserică. And your responsibility as parents. Și responsabilitatea noastră ca părinți și ca păstori. To teach the children. Să învățați pe copii. Religion. Religie. Language. Limba voastră. History. Istoria voastră. And all the ancient sciences which the ancient fathers used to study. Și toată învățătura din vechime, toată știința din vechime pe care părinții voștri au studiat-o. But never to forget. Dar niciodată să nu uitați. When they see the flag. Că atunci când văd steagul, drapelul țării voastre. To remember and say proudly that I am Romanian. Să-și amintească și să spună cu mândrie că sunt român. Yeah. Dacă mai sunt întrebări. Da, would you like to play the movie? Yes. Are un scurt clip, dacă e dorit. Da. It's short, about 20 something minutes. Da, cine are film? Where are they going to play it? Vreau să pun și o întrebare. Da, I would like to ask a question. Ați niște sfaturi despre întărirea Give us some advice in order to strengthen myself in prayer. I finished chanting school. And I'm kind of lazy in my spiritual work. Please offer me, tell me a few words to strengthen me. You know, I will give an example of in Cyprus, in my parents' village. Vă voi da un exemplu din Cipru, din satul natal al părinților mei. The old people, the grandmothers and the grandfathers. Bătrânii, bunicile și bunicii. Many of them did not know how to read a book. Mulți dintre ei nu știau să citească. But they took with them every Sunday. Dar au luat cu ei în fiecare duminică. Their prosforo, their fetary bread. Pâinea lor frământată acasă. The incense. Tămâia lor. The candle. Lumânările lor. To go to church and pray and light a candle for their family and themselves. Și s-au dus la biserică, au prins o lumânare și s-au rugat cum au știut ei pentru ei și pentru familiile lor. To do the cross when they wake up. Și au făcut Sfânta Cruce prima dată, primul lucru când s-au trezit. When they go to sleep. Sau când s-au
pus la s-au dus la culcare să se culce sau însemnat cu Sfânta Cruce. This was their faith. Aceasta era credința lor. They weren't great theologians. Nu erau mari teologi. They weren't educated people. Nu erau oameni educați. But that simple faith. Dar această credință simplă dar vie. And when the priest used to go out into the market. Și atunci când preotul se ducea în piață între oameni. And they used to see him. Și îl vedeau. They used to go and kiss his hand. Se duceau să-i sărute mâna. Because they knew that he represented Christ. Pentru că știa că el reprezintă pe Hristos, este slujitorul și trimisul lui Hristos în lume. And to receive his blessing. Și doreau să primească binecuvântare de la preot. This was the faith of the old people. Asta era credința înaintașilor noștri. And it is an example to us. Și este un exemplu pentru noi. Vă mulțumesc. Ok, și acum vom vedea filmul. We're gonna see the movie. Pe proiector. Ne mutăm jos, ne mutăm, să vedem și noi. Da. We will go on the, have a seat okay. On the chair so that you can see the you guys.